Derbiul campionatului național de handbal feminin a reușit să bată toate recordurile de audiență și prezență la Râmnicu-Vâlcea, spre bucuria primarului Mircea Gutău, dar și a unor suporteri cu vechime, printre ei managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Dan Ponoran. A fost un meci senzațional, un meci de infart. Vreau să felicit fetele, să felicit conducerea clubului, să felicit antrenorul, pe toți cei care au contribuit la acest succes formidabil. Vă dați seama, după 2 ani de zile, când am pornit cu această echipă, avem șanse reale să fim campioane. Și eu zic că locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea merită acest lucru, pentru că se știe, Râmnicu-Vâlcea este capitala handbalului feminin. Senzațional! Din primul minut până în ultimul minut a fost senzațional și a încurajat echipa, pentru că trebuie să recunoaștem, jucăm cu o echipă, am jucat cu o echipă foarte, foarte bună, care joacă în Cupa Campionilor. Deci, am și eu emoțiile mele, senzațional! Încă o dată felicitări și sunt extraordinar că de fericit că sunt primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, cu așa o echipă. Cert este că Râmnicu-Vâlcea se mănâncă handbal pe pâine. Am văzut un meci superb, întâmplător sunt mare iubitor de handbal de pe vremea orchinilor în anilor 80, când mă trezeam de la 3 dimineața ca să prind un loc în această sală superbă, cu acest public minunat, și am văzut o echipă cu niște fete foarte determinate, care, din păcate, în seara asta au pierdut un gol de cred că vor câștiga campionatul în acest sezon. Le felicit și sper ca toți oamenii ăștia minunați să fie alături de ele și în sezonul care vine. Următorul meci al municipalelor va fi în Cupa României pe 16 martie, în deplasarea la Pitești cu FC Argeș.